o bară cotită, încastată la un capăt, liber la celălalt capăt. Aici acționez un forțier și un moment încovoitor, emise 5 FL, 2 L și 3 L. Trasez diagramele de efortul INT MZ. Vezi și bara cotită, știm că F5 kN, el fac metru. Bara este de secțiune pătrată, pătrat de 80, sigma admisibil 210 MPa, eu 2,1 ori 10 la 5 MPa. C, să se calculeze deplasarea pe verticala punctului C, deplasarea pe orizontală a punctului C și rotirea punctului C. Prima dată ne ocupăm de verificare și aici e forța F, MZL în încastrare, punem HA, VA și MZA. Calculăm pe HA, VA și MZA din condiții de echilibru ale barei, care sunt sumă de Fx 0, sumă de Fx 0, sumă de MZ 0. HA este 0 când avem forțe pe orizontală, VA minus F fac 0, V egal cu F. Aici, pentru a afla pe MZ, sumă de MZ este 0, ăsta îl translăm fictiv în partea, deci în partea asta, și o să vină MZ funcție de A, e cu plus, ăsta e cu plus, 5FL, forța F, o duc în A, brațul 2L vine plus F ori 2L, egal cu 0. MZ minus 7FL, îi schimbă sensul. Ea a fost sensul acesta unic, acum e sensul trigonometric 7FL. Împărțim bara regiuni, de aici până aici prima regiune, de aici până aici a doua regiune. Am luat pe toate de sus. Prima regiune, se împarte bara regiunii, diagrama întâi. Aici, regiunea întâi. X o de la 0 la 2L. Mă așez pe fibra de jos și regula de semn pentru efortul unitare pozitive. NTMZ. Ăsta e X1. NX1 nu am, egal cu 0. Forța TX1 este F. Deci, aici este F și N0. Momentul. Momentul egal. Forța F o duc în secțiune, dau brațul peste forță, vine cu plus. F ori X1. Și asta e plus 5FL, e o dreaptă. Dacă știu după punctul pe trebuie să fie toată dreapta. MZ de 0, F ori 0 plus 5FL este 5FL. M în 2L, F ori 2L plus 5FL fac 7FL. Deci în 0 fac 5FL, iar în 2L 7FL. 5, 7FL. Aici se face rabatere verticală. Regiunea a doua, Y2 aparținând de la 0 la 3L, iau de sus în jos. Deci aici, mă susțin spre prima pe fibra asta, N, T, U și MZ, e ca la dreapta în, bar, în partea stângă ca la bara dreaptă. N este forța F și cu plus, continde, T, U e 0. N-ul e 0, pardon, T-ul e egal cu 0 și N egal cu F. La momente, este F, o duc aici, o să vină F ori 2L, deci 2FL, plus 5FL, fac 7FL, e constant. E constant. Secțiunea periculoasă este asta de aici, că vreau să o prind și pe F, în limită, deci este la vara verticală, jos, pentru că momentul e 7FL și forța F. Dacă eu din partea cealaltă, n-am forță axială. Și atunci nu mai am solicitare compusă. Și aici, MZ fac 7FL, N egal cu F. Sima rezultantă este MZ supra WZ plus M pe A mai mic sau egal cu sigma admisibil, relația de verificare. F fac 5 kN, el fac 1 metru. Aici e pătrat de 80, sigma admisibil 210 MPa. Sigma rezultant fac 7FL momentul, supra 80 la 3 pe 6 WZ plus, 7, plus F supra 80 pătrat mai mic sau egal cu sigma admisibil. Ar trebui. De unde sigma rezultat este 7, F-ul e 5 ori 10 la 3 nut, mulțit cu lungimea 10 la 3 mm supra 80 pe 6 mm pătrat plus 5 ori 10 la 3 nut supra 80 mm pătrat. Forța este 5 kN, 5 ori 10 la 3 nut. Sigma rezultant este egal cu
6 ori 5 ori 7 ori 10 la a 6-a supra 8 la a 3 ori 10 la a 3-a plus 5 ori 10 la a 3-a, 8 pătrat 10, 10 la a 2-a. Aici vine 5 supra 6,4, aici este 30 ori 10 la a 3-a împărțit la 8 la a 3-a e 410,13.07, mai mare ca simal. Misic, bara nu verifică. Pentru calculul deplasărilor și rotilor din punctul C, punem o forță fictivă axială, că avem o forță tăietoare care ne dă săgeata deplasării verticală, asta deplasarea pe orizontală, și momentul concentrat ne dă rotirea. Se fac cu ajutorul teoremului Castigliano, D la DV0 deplasare pe orizontală, D la DF deplasare verticală și D de derivata parțială a lucrului mecanic la deformație în raport cu momentul încovoitor din punctul C ne dă rotirea în secțiunea punctul C. Aici derivata parțială a lucrului mecanic la deformație în raport cu o forță concentrată EF ne dă deplasarea pe orizontală. Derivata parțială a lucrului mecanic la deformație. Magazin într-un bar supus la încovoiere în raport cu forța F ne dă deplasarea pe verticală delta YC. Pentru asta, în regiunea 1 avem momentele, momentul încovoitor, ne dă, luăm lucru mecanic al momentului încovoitor. O să vină F ori X1 plus M10C. La urmă înlocuim. M10C fac 5FL. Regiunea 2 este F ori 2L cu plus plus M10C ăsta, iar F0 o duc aici, dau brațul, e cu minus. Minus F0 ori Y2. Punem în prima regiune F ori X1 plus M10C, în a doua regiune F ori 2L plus M10C minus F0 ori Y2, derivata parțială în raport cu M10C este 1 și 1, în raport cu F aici este X1 și aici 2L, în raport cu F0 aici 0 și aici este minus Y2. Aici X1 aparține la 0 la 2L, Y aparține la 0 la 3L. DXC, deci deplasarea orizontală de la DX0, sumă de integrală din MZS spre XZ, DMZS la DF0, DS. DYC, de săgeată pe verticală, de la DF, sumă de integrală din MZF spre XZ, DMZ la DF, DS. Rotirea în punctul C este sumă de integrală din MZS spre XZ, DMZ la DMZC, DS. MZC fac 5FL. Acum, înlocuind în din tabel de aici, prima dată le facem în raport cu, deci DXC-ul este momentul din prima regiune mulțit cu derivata cu F0 care este 0, F ori 0 plus M10 mulțit cu 0 pe IZ plus integral de la 0 la 3, momentul în a doua regiune F ori 2L plus M10 minus F0 ori Y2 mulțit cu minus Y2. Acum înlocuim MZC cu 5FL și F0 cu 0. Deci F ori 2L plus 5FL minus 0 ori Y2 mulțit cu minus Y2 de Y2 la IZ. Aici este 7FL mulțit cu minus Y2 de Y2 spre IZ minus 7FL IZ Y2 la pătrat supra 2 de la 0 la 3L minus 7FL supra IZ supra 3L pătrat supra 2 care e minus 63 supra 2, 7 ori 9, 63 F la 3 pe IZ. Se calculează numeric apoi. Și asta este deplasarea pe orizontală a punctului C. Deplasarea pe verticală. Integrală de la 0 la 2, de la primul moment, Fx1 plus M10C, derivata parțială este X1 în raport cu forța F și cealaltă este 2L. Plus F ori 2L în momentul al doilea, plus M10 în punctul C minus F0 ori Y2 supra 2L pe IZ de Y2. M10C fac 5FL, F0 fac 0 kN, F egal cu F. Deplasarea pe verticală este integral de la 0 la 2L din FX1 plus 5FL mulțit cu X1 spre IZ de X1 integral de la 0 la 3L, F ori 2L plus 5FL minus 0, 2L spre IZ egal cu 1 spre IZ. Aici este FX integral de F1 spre IZ.
vine f, din x pătrat fac x pătrat pe 3, x la 3 pe 3, plus 5f x pătrat pe 2, de la 0 la 2. Și aici este vine 7f mulțit cu 2l supra z y 2 de la 0 la 3. Delta y ce egal cu f la 3 supra z pe lângă 8 supra 3 plus 5 ori 2 fac 10 că se împarte la 2. Așa, plus f la 3 pe z 14 mulțit cu 3. 14 ori 3 42, 8 supra 3 plus 10 plus 42 f la 3 pe z, f la 3 pe z 52 plus f pe 3 deplasat pe verticala punctului C. Rotirea punctului C, d la d z min c egal, d z la derivata parțială cu mecanic în raport cu momentul cu vectorul concentrat de punctul C. Integral la 0 la 2 fx1 plus mzc, derivata parțială a momentului ăsta în raport cu mzc este 1 supra z de x1, plus integral de la 0 la 3l din f or 2l plus mzc minus f0 y2, 1 pe iz de y2, f0 y0, mzc fac 5fl. O să vină f x1 plus 5fl supra iz de x1, integral de la 0 la 3l, din f ori 2 plus 5fl mulțit cu 1 iz este 1 supra iz pe lângă fx pătrat x1 pătrat pe 2 de la 0 la 2l 5fl x1 de la 0 la 2l plus 7fl y2 supra iz de la 0 la 3l este 1 pe iz din 2fl pătrat plus 10fl pătrat plus 7 ori 3, 21, fl pătrat pe iz. Fl pătrat pe iz pe lângă 12 plus 21, 33, fl pătrat pe iz. Se înlocuie numeric, se calculează deci rotirile și săgeată și deplasarea pe orizontală și pe vertical. Este exact ca la RM1, dar numai că trebuie să fie atente la atenți la calcule și începători au nevoie de figuri ajutătoare pentru a putea stăpâni să poți să intri în tainele rezistenței, astfel e mai greu.